În acest moment se anunță palmaresul lui Chris Herring. 21 de victorii, 17 prin knockout, neînvins, însă niciun adversar cunoscut cu adevărat. Cântarul oficial a cântărit 79 de kilograme, 300 de grame. Cred că acum cântărește 85 de kilograme. Pe puțin. Acum a făcut un ultimul meci cu Rico Hoy. Eu sunt mulțumit, nu cred că va avea vreo problemă în acel caz. Iată adversarul. De dreapta. Are și croșou pe stânga. Croșou de dreapta în colț, acum Chris Herring. Adrian s-a năpustit asupra lui Chris Herring. Cu o serie de croșee largi. Este doar prima repriză. Au croșee amândoi. Și acum ne-a obișnuit Adrian, s-a instalat la jumătatea ringului și de acolo. Cu croșeul de stânga e extraordinar. Cu croșeul de stânga în capul adversarului. Aoleu, extraordinar Adrian Diaconu. O percută de dreapta, croșeul de stânga. Pândește Adrian. Foarte, foarte, foarte agresiv Chris Herring. Așteaptă Adrian. Extraordinară lovitură de dreapta Adrian Diaconu. Este un pic în dificultate Chris Herring, dar rezistă. De două ori. O serie de croșee la capul lui Adrian Diaconu se dezlântuie. Chris Herring face pasul în spate, iată lângă cu spatele. Pentru alt axa. Croșeu de dreapta Adrian Diaconu. Mai de croșeu de stânga la cap. Într-un clinch, cred că este primul clinch al partidei. Herring este avertizat al Griffin. Extraordinar, croșeu de dreapta urmat de un croșeu de stânga. Incredibil cum poate încasa acest Chris Herring. Nu pare deloc afectat, e incredibil. Până la urmă vă spun efectul acestei lovituri. Adrian i-a dat numai în această repriză 3 directe de dreapta care ar fi putut termina meciul. Extraordinar uppercut de stânga l-a ficat. O lecție de box dată în cele 4 repriză de Adrian. O lecție. Bravo, Adrian. Anunțate scorurile după 4 reprize pentru Adrian Diaconu, toate în favoarea românului, 43-46. Un uppercut de dreapta foarte, foarte bun de Chris Herring. Scoruri normale, Adrian a dominat, clar. Mai mult. Hai, Adrian! A fost un pic când conduce, cum spuneam. Conduce și știe să... Brațele sus, Adrian. Doi arbitri i-au dat lui Hen și își va pierde centura. Iată ce uppercut și croșeu pentru Adrian. Un uppercut de dreapta la coaste. Sala este îmbelit. O victorie ale lui Adrian. În curs, se închide bine rechinul și iată-l. Boxează pe greșeala la adversarul lui Adrian. Îl controlează. Nu stă acolo Adrian, ia-l în brațe. Eschivează frumos Adrian, frumos. Își pierde energia acolo. Dreapta, 2, 3, 4. Vine Adrian. Răspunde și Chris Herring la aceste lovituri. Dreapta, bravo Adrian, la contrat extraordinar. La un pas de a cădea jos. Herring e cam amețit a doua oară în meci. Chris Herring a încasat foarte multe lovituri. Ce serie bună a lui Adrian Diaconu, cap. Ce uppercut l-a ficat. Urmat de un uppercut de dreapta.
Croșeu de stânga la cap, urmat de croșeu de dreapta. Foarte bine, foarte bine Adrian Diaconu. A eschivat și apoi l-a luat în brațe. O repriză parcă mai clară, dominată de Adriana aceasta. No. Frumoase eschive, bine Adrian! Este gol! Victorie! Hai, nu! S-a terminat repriza, din păcate. Ce serie a avut extraordinar, Adrian, extraordinar. Adrian Diaconu, bravo lui, bravo Adrian. Prima dată în această seară, Crin Fieri este groghi în picioare. Oh, două croșe bune, trei croșe. Nu, parcă ai mețit, Henry. Trei croșe care au atins bărbierii. Foarte, directă, foarte, frumoasă, foarte în frumos. Interior. A zgudui capul lui Chris Harry. Încă dreaptă, bine Adrian. Mișcă-te pe picioare, mișcă-te pe picioare, Adrian. O dreapta, bine Adrian. Ia-l în brațe. Mișcă-te. Atenție, ține. Ține brațele. Adrian, este într-o oarecare. Ține brațele sus. Trebuie să se agațe de adversar. Oh, frumos acest croșor de dreapta. Încă jumătate de secundă din această repriză, o repriză foarte grea. Bine, o dreaptă, bine dată. Bun finalul ăsta pentru Adrian. Unde te pasează-te? A fost un uppercut acolo, năucitor, a stat Adrian în picioare, bravo lui, bravo Adi. Suntem în direct, ce ai simțit? Trebuie să se concentreze Adrian, să lovească ca și până acum. Iată, frumoasă combinație acum, așa. Harry, permanent pe el, ca un tank din acest american. Dar știe să stai apere. Post croșeu de dreapta lui Adrian. Din nou, extraordinar ce încearcă acum. Cum reușește Adrian, care se clar mai obosit decât adversarul său, reușește să lovească mai bine. Un final de meci extraordinar. Un final de meci extraordinar. No! Bun, bune lovituri. Lovituri extraordinare de partea ambilor boxeri. Adrian rezistă, Adrian Diaconu. Foarte, foarte bine. 20 de secunde. Pe acest final e mai bun Adrian, pe acest final de meci. 10 secunde, atât poate să reziste. Hai Adrian, 5. Lucian lângă mine, mai are puțin stare să se agațe de tavanul acestei stări. S-a terminat meciul și Adrian, cel mai probabil, e câștigătorul centurii WBC, meritarea neană. Formidabil meci, formidabil. Moșule, te mai rețin un pic, cum a fost partida, ce zici? O repriză de neuitat, va rămâne în istoria boxului românesc. Boxul profesionist, o repriză în care am avut doi adversari care s-au dăruit total pentru această victorie, epuizare până la ultima picătură de energie. Și un meci super, un meci adevărat, un meci mai bun decât ce am văzut până acum la categoria semi-grea, vorbesc de meciul Dawson cu Tarver, de exemplu, mult peste. Un meci super, super frumos. Și acum am spus, merită să vă uitați, a meritat să vă uitați la acest meci, pentru că a fost un meci cu o luptă între doi sportivi. Adrian Diac. A dat totul ca să câștige acest meci. Adrian este epuizat. Să vedem decizia. Judge Mark Green scores it 116-113. 116-113 primul arbitru. Orrin Schellenberger scores it 115-113. 115-113 al doilea. 115-113 și al treilea arbitru. Pentru, să vedem. Toată lumea champion, acum picioare pentru Adrian. Adrian Diaconu câștigă centurul suplimentar. Formidabil. Aplauze pentru Adrian, care ne-a demonstrat astăzi. Iată, moșule, și confirmarea. Adrian a demonstrat că este cel mai bun la categoria semi-grea aici, la București, România. A demonstrat, a arătat clasă. A arătat putere, dorință de a se bate pe fața românilor. Un spectacol superb. Și dumneavoastră ringul acoperit de confeti.